Adrian Morar, director artistic al Operei Naționale Române din Cluj și dirijor al Orchestrei Operei. Bine ați venit, mulțumesc pentru acest interviu. E un pretext, spectacolul de seară, miercuri, 1 iunie, Sunetul Muzicii, pentru a discuta nu doar despre spectacol, dar și despre viața artistică a operei române în general. Sunetul Muzicii, de ce tocmai Sunetul Muzicii? Un spectacol pentru copii și nu numai pentru copii. Sigur, vă mulțumesc pentru invitație. Gândurile trebuie restrânse în momentul când vrei să spui de ce. Odată că sunetul este foarte cunoscut. Hammerstein și Richard Rogers au dat lovitura de mult, iar noi acum nu facem decât să mulțumim publicul, mulțumindu-le lor că folosim muzica și bucuria de a reda publicului din Cluj, publicul de generații diferite. De la cei mai tineri până la cei mai foarte tineri, să-i numim așa, și părinților, care au umplut sala și vor umple sala mult timp de acum înainte. Pentru că spectacolul este gustat și regustat de fiecare dată. Nu are nevoie de publicitate. Eu mi-amintesc, probabil și dumneavoastră vă amintiți, am văzut spectacolul încă în regimul trecut la televiziunea română. Era o surpriză să vezi un astfel de spectacol în limba engleză, nu? Și acum va fi în limba engleză, am înțeles. El este cântat în engleză, dar textele sunt, cu acceptul editurii, sunt vorbite în românește. E normal, de altfel. Am primit acest accept și am convenit că e de bun augur pentru publicul clujan. Cum de ați ales să fiți dirijor? De ce nu orice altă meserie din lumea asta? Eu consider că alegerea este reciprocă. De obicei, vocația te caută și dacă ești foarte atent, o și regăsești. Ea te caută, ea te găsește. Tu îți oferă posibilitatea, șansa? Șansa să o guști și să o vezi dacă este ceea ce cauți tu sau nu. Eu așa am devenit. Și era ce căutați? M-am regăsit în această vocație. Am străbătut de la instrument, la voce, de la ansamblu coral, la orchestră și pot să gust cu mare plăcere și baletul și muzica simfonică și genurile jazzistice sau simfonice pop. Să fii dirijor de orchestră, de operă, cred că este ceva special. Pentru că ai sub ochi nu doar orchestra, bineînțeles, ci și întregul spectacol. Apropo, de multe ori mă întrebam, oare dirijorul operei sau al orchestrei operei se uită și la spectacol? Mai apucați să primiți spectacolul? Permiteți-mi să mă numesc primul spectator din prima linie, fiind în fața spectatorilor, cu spatele la spectatori. Așa este. Și, deci am acest privilegiu să fiu primul spectator, dar ca și o glumă. Bineînțeles. Nu totdeauna am, să zic așa, satisfacția să mă bucur precum se bucură spectatorul. A fi spectator e o mare bucurie. E un privilegiu colosal. Deci de acest privilegiu nu pot să mă laud că aș putea să și prefer să stau în sală să privesc spectacol. Dar mai apucați când dirijați să vă uitați un pic și la spectacol? Trebuie să-l văd, dar cu alți ochi. Cu alți ochi. Ochii celui care face, ochii celui care controlează, care conduce, care gestionează și care răspunde de tot ce vine și ce nu acolo în momentul respectiv. La sfârșitul fiecărui spectacol, când lumea se ridică în picioare și izbucnesc acele aplauze în această sală minunată care este în spatele nostru, goală acum, în așteptarea spectatorilor de seară, la Sunetul Muzicii, dumneavoastră ca dirijor, orchestra întreagă, ce simte? Sigur, interpreții, artiștii sunt sau primesc atenția cuvenită, normal, e firesc așa, să fie așa, dar și orchestra și dirijorul are importanța lor colosală. Normal. Să nu intrăm în prea multe amănunte, dar orice apreciere e gustată de mic până la bătrânețe, până la senectute. În momentul când ești apreciat, când nu ți se spune că ai greșit, când nu ești dojenit, când cineva aplaudă, dar aminte să fie o ropotă de aplauze. Și sunt dese aceste ropote aici. Aceste aprecieri
care la un moment dat poate izbucnesc după o mică arietă sau sigur, un mic moment muzical, sigur. Nu la sfârșitul spectacolului. Absolut, absolut. Cum să nu te bucuri? Cum să nu și vezi când reacția celor din față care își asumă aceste aprecieri, dar nu se văd, nu se vede pe chip, decât doar că sunt fericiți și ochii lor strălucesc. Uneori trebuie să amânați puțin intrarea orchestrei, nu? Pentru a se sigur, stinge sigur. Aplauzele spontane. Evident, trebuie să le dai respect celor care sigur. Te apreciază. Chiar dacă partitura spune altfel, dar acum asta este. De aceea, uneori ne cerem scuze, fără să ni le adresăm, că nu dăm acces sau nu dăm satisfacție acestor aplauze inopinate, ci continuăm discursul muzical, că ne impune partitura. Dar trebuie. Suntem înțeleși și simțim acest lucru, pentru că la sfârșit, atunci s-au acumulat toate aprecierile cuvenite. Nu pot să vă urez decât succes pe de seară. Ce mai este în repertoriul acestei stagiuni a operei până la încheierea ei? Acum ne pregătim de proiectul Opera Aperta. Operă într-un alt cadru decât cel tradițional, clasic, cel din, din interiorul operei. Operă în spații neconvenționale, în diferite locații. În parcul central în Cluj, în Piața Unirii, avem un proiect în cetate la Alba Iulia. Mai avem o gală de specific mexican, tot în Piața Unirii. Deci aceste evenimente, cu acestea încheiem stagiunea. O stagiune foarte bogată, trebuie spus, și foarte frumoasă și densă. Această stagiune nu a fost un experiment, a fost o intenție a noului manager de a-și pune în aplicare nu tot ce știe, ci ce își dorește mai mult și ca efect că au ieșit atât de multe lucruri, doar datorită colectivului care a pus osul și au făcut un salt, să zicem deocamdată, cantitativ, efortul a fost vizibil. Vizibil, absolut. Dar și calitativ, sigur. pe măsură, și publicul a apreciat acest. Dar noul manager a venit cu aceste idei și cu acest volum de muncă și de volum de proiecte. Proiecte da. Care în stagiunea noastră, noi fiind un teatru de stagiune, sigur. Puțin ies în evidență. Nu se poate altfel. Imediat poți să zici că teatru s-a transformat într-un teatru de proiecte. Nu, deloc. El a rămas în continuare un teatru de stagiune cu spectacole și vechi și foarte vechi și noi, mai noi, dar și cu premiere foarte multe. Apropo de spectacole noi, și cu asta vom încheia, v-ați gândit și dumneavoastră și managerul domnule Ștefan, care avem o colaborare foarte bună, de altminteri, și vă mulțumesc dumneavoastră Operei Naționale Române pentru asta, v-ați gândit să puneți în scenă Fantoma de la operă? Ne-am gândit, însă ea stă tot timpul în balans cu celelalte musicaluri de mare. Sigur. De mare. Gândiți-vă aici la Jesus Christ Superstar. Absolut. Sau la Carusel sau la sunt alte musicaluri, că da. Fie vorba de pornit discuția de la absolut. Musical. Absolut, de ce nu? Sigur. Musicaluri care trebuie să le găsim odată interpreții. A doua oară, spațiu tehnic, că public va fi întotdeauna. Oh, da, categoric. Deci sunt o sumă de considerente și de amănunte care trebuie puse cap la cap și această idee, să știți că nu ne este străină. Ci... Mă bucur să aud asta, colegii deja repetă, se aude. Vă mulțumesc mult, maestre Adrian Morar, pentru această discuție. Vă vom urmări cu mare interes și cu mare respect pentru ce se întâmplă mai nou la Opera Națională Română din Cluj. Sunt lucruri minunate care se văd în comunitate și este foarte bine că e așa. Vă mulțumesc mult! Noi vă mulțumim și vă urăm o viață cât mai lungă. Mulțumim frumos! Și succese. Să aveți parte de tot ce e mai bun. Vă mulțumim!